Certificatul verde, valabil pentru cei vaccinați, trecuți prin boală sau cu un test COVID negativ, le oferă șansa să călătorească dincolo de granițele țării. În cazul celor care s-au vaccinat, certificatul este valabil un an, iar pentru cei care au avut COVID, 180 de zile. Certificatul poate fi salvat în telefon și arătat la vamă, chiar și atunci când telefonul nu este conectat la internet sau poate fi printat. Cei care nu au acces la internet îl pot obține cu ajutorul medicilor de familie sau al inspectorilor de la direcțiile de sănătate publică. Fiecare certificat conține pe spate un cod QR care va fi scanat. Tot de la 1 iulie, procesul de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu va fi simplificat. Măsurile sunt realizate și pentru a permite debirocratizarea și reducerea poverii administrative, precum și supravegherea pieței produselor pentru construcții și a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor. În această lege, printre prevederile care sunt prevăzute, este prevederea exceptării de la obligația de obținere a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu în cazul lucrărilor care urmăresc preponderent îmbunătățirea altor cerințe fundamentale ale construcțiilor. Ce înseamnă asta? Sunt avute în vedere, spre exemplu, lucrările de consolidare, intervențiile la acoperișul clădirii care constau în lucrări de înlocuire a învelitorii și a suportului acesteia, precum și cele pentru extinderi sau schimbări de destinație ale unor încăperi aparținând construcțiilor existente în vederea amenajării grupurilor sanitare, camerelor tehnice, ori executarea de lucrări la acestea. Prețul energiei electrice va crește semnificativ pentru consumatorii casnici care nu au semnat încă un contract de furnizare pe piața liberă. Fiecare consumator este liber să aleagă orice companie dorește de pe lista cu peste 60 de furnizori de servicii licențiați. Până în prezent au semnat un contract 4,3 milioane de consumatori, ceea ce reprezintă 48% din numărul total. Scumpiri pe bandă rulantă sunt și la gaze. Sume mai mari vor plăti tot consumatorii care nu au semnat contracte pe piața concurențială. Se estimează creșterea prețurilor cu 20%. De asemenea, românii se vor putea trata în spitale private, o parte din bani fiind suportați de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un pacient pentru decontare sunt: furnizorul privat să aibă contract cu casele de asigurări de sănătate, pacientul să achite, dacă este cazul, diferența dintre tariful practicat la privat și cel decontat de către CNAS.